bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Silvica Lefter și astăzi vom învăța despre mișcarea corpurilor, viteza unui corp, prin reprezentarea grafică a unor observații realizate în cadrul unei investigații utilizând tabele. În oraș se celebrează Ziua Mondială fără mașini, adică suntem în data de 22 septembrie. Trei elevi care locuiesc în același bloc, la 1000 de metri distanță de parcul central, unde va avea loc activitatea, decid să meargă împreună pe același traseu. Doar că Maria merge pe jos, Sergiu ia bicicleta și Mihai alege trotineta. Știind că toți pleacă la ora 13, oare vor ajunge în același timp la activitate? Oprește filmul și transcrie pe caiet tabelul, apoi completează-l. Exceptând modalitatea de deplasare a celor trei elevi, mersul pe jos, mersul cu bicicleta sau cu trotineta, ce anume crezi că face diferența între cele trei deplasări? Într-adevăr, cei trei se deplasează pe aceeași distanță, mai repede sau mai încet. Care se deplasează mai repede? Dar cel mai încet. Observați că Sergiu merge mai repede pe bicicletă decât Mihai, care merge pe tricicletă. Însă Mihai merge mai repede decât Maria, care merge pe jos. Spunem că Sergiu are viteza mai mare decât Mihai și Mihai are viteza mai mare decât Maria. Sergiu este cel mai rapid și Maria cea mai lentă. Dacă ai finalizat de completat tabelul și ai aceste rezultate, te-ai descurcat foarte bine. Este acum momentul pentru o activitate practică. În echipe de câte 4 elevi și un elev care va cronometra, veți avea nevoie de o fișă după următorul model, cu un tabel pentru a colecta date. Tabelul cuprinde numele, modul de deplasare, timpul de deplasare cronometrat și ordinea în care se deplasează. Măsurați 100 de metri cu ajutorul unei rulete și desenați cu creta traseul exact. Acesta poate fi în curtea școlii sau pe terenul de sport, pe drumul din fața casei. Puteți folosi distanța dintre doi stâlpi de iluminat, care este egală cu 50 de metri. Aveți nevoie de un cronometru și de o persoană care să măsoare timpul de deplasare. Mergeți folosind diverse tipuri de mers. Mers normal, mersul piticului sau alergare. Scrieți pe tabel pentru fiecare membru al echipei care va fi timpul de deplasare pentru fiecare tip de mers. Realizați o reprezentare sugestivă care să evidențieze diferențele de timp obținute de fiecare coleg pentru mersul piticului. La revedere!